Bine v-am regăsit, verișanilor, la un nou episod foarte, foarte șmecher de Counter-Strike, băi băieți și băi fete. După foarte multă vreme, revenim în forță cu un nou challenge super, super mișto, care cu siguranță o să vă placă. O să jucăm cel mai probabil două meciuri de Wingman și în fiecare meci, de fiecare dată când o să mor, o să fiu nevoit să-mi cresc pinta, cum ar veni, din 5 în 5 în 5. De exemplu, în momentul de față am 2, o să trec la 5, după la 10, 15, 20, 25, până când efectiv se termină meciul. Și pe lângă asta, ca să fie și mai greu challenge-ul, de fiecare dată când o să mor, după ce o să-mi cresc pinta, va trebui să pun jocul în bară, să mă duc pe keydrop, da, atenție foarte, foarte mare, și să deschid cea mai scumpă cutie din eventul care este în momentul de față. Așa că, guys, uitați acolo să apăsați butonul de like dacă doriți să mai încercăm challenge-uri de genul. V-am spus, ne jucăm Wingman, dăm go, jucăm toate hărțile în afară de Lake, pentru că, sincer, nu e o hartă a sufletului meu. Am comanda aici pregătită, bineînțeles, punem instant 5, toate cele deja pregătim și o să fie nebunie foarte, foarte mare. Aș aprecia foarte, foarte mult dacă pentru acest episod am reușit să strângem frumoasă sumă de 500 de like-uri dacă mai doriți să încercăm challenge-uri nebune. Când să mă pun pe challenge-ul, pe chiar mă pun. Hai să nu mai lungim vorba și să trecem în primul match. Între timp am intrat și eu puțin pe keydrop să văd dacă într-adevăr cutia boss este cea mai scumpă cutie din cadrul ăsta eventului și într-adevăr este chiar cea mai scumpă cutie, 24. Băi, sincer, chiar am emoții foarte mari pentru că e posibil să mai dăm de codați un alt, ne jucăm la server 2. Nu băgați în seamă rank-ul pentru că rank-ul meu săracul cam lasă de dorit, dar nu asta contează, contează bineînțeles să ne distrăm, să ne simțim bine. Ia uite-l pe mârlămoiul ăsta foarte, foarte nebunel. Așteptăm să intre cu toții și după care îi dăm tare, mamă, ce se trage aici la cel mai înalt nivel, băieți, o să fie nebunie foarte mare, o să vă asigur că ăștia la Silver 2, băi frate, sunt legende, adică să mă bată Dumnezeu dacă nu mâncau așa. Ce face ăsta, dude? Ce face ăsta, dude? Băi... Mamă, dacă sunt așa și în meci, înseamnă că e victoria noastră, clar, adică nici nu stau la discuții. Ca un mic disclaimer, băieți și fete, este primul meci pe ziua de astăzi, n-am băgat niciun bot. După cum se poate observa, movementul meu lasă foarte mult de dorit. Hai să-ți dăm o scobie, ești nebun. Măcar a intrat și adversar, acum putem să o dăm parte în parte. Bun, hai că începe și meciul, îi dăm bătaie challenge-ului, guys, cu dată foarte multe like-uri. Cine știe, poate în viitor încercăm și pe competitive, ar fi chiar mișto. How are you today, bro? Nice. Nice, e drăguț, Aulu. I'm fine, a vine pe afară. Nope, nope. Mort? Nebunule, unde ești, nebunule din Coceni? Păi nebunule, eu nu s-am antrenat, nebunule. Nice. Mamă, cred că challenge-ul ăsta, băieți, vezi că suntem bine. Eu o să vreau chiar să nu mor deloc. Poate schimbăm challenge-ul a nu mai murit deloc, cine știe? Mai știi? Ar fi chiar catenic, că nu pot să zic chiar. Chiar atât nebunul. Bă, băiatule, stai că tu cam îmi intri așa pe șuștache. Șuștache, băieți. Mamă, să moară băieții, săracu. Băi, dar cine sunt ăștia, dude? Cred că mai bine puneam challenge-ul dacă fac un kill, măresc sinta, am mâncat, bă, și era mult mai interesant. Poate am făcut tecorul data trecută, poate o arme acum. Îmi dați bă cu bine? Ai, că l-am dat de toți banii. Exact de ce mă temeam. Fiți atenți, guys, și cu scout-ul o să fiu bun. No scop! N-a fost no scop, dar am zis că decât să-l trag în gol să mor. Am zis că mai bine nu așa. Mamă, dar sunt legend aici, băieți. Silver-ul din mine nu o să scoată nimeni niciodată. Deci niciodată nimeni nu o să scoată. I-am dat hit. Faci de-astea cu mine. Unde ești? Tu ești aproape să înțeleg acum. Stai că nu văd nimic. I-a bătut ăsta. Cum era să dăm un headshot noscop frumos? Jucăm major până ne sar sulirii din noi, băieți. Deci nu ne lăsăm noi așa. Cred că vin prin înăuntru. Ce nașpa. Iese prin găurică. Iese prin găurică, băieți. Mamă, băieți. Nu așa trebuia să termine, băieți. Băi, ideea e că aici n-am murit. Deci n-ar trebui să deschid, știi? Să ne luăm AVP-ul. Dar am dat drop-ul ăsta, ești nebun. Noi jucăm tot scout. Ce se întâmplă cu noi, guys? Doar unul momentan. Oh my god! Efectiv, ne-a aruncat în aer, omul, ești nebun. O să-mi și AFK acum puțin. Hai să deschidem cutia rapid, băieții, let's go! Hai să ne încendem din cutie de 24. Aproape un cuțit mâncavaș. Ia să vedem. 21. Mama, hai să ne luăm AVP, băieți, că am intrat doar la fix. Poți să cred. Am dat leg. Hai cu țintă. I-am dat cap. What? M-am omorât ăsta. Unde sunt nebunii? Oh my god. Poți să cred, băieți. Încercăm să-i dăm un scop și astea. Hai să vedem.
Băieți, da, bă, no scope și am deschis și consola, bă, atenție, man. Și consola, am deschis, atenție, și am dat double no scope. Hai că acum avem, guys, ținta asta nebună. Atenție, ținta rămâne și pentru următorul meci, ca să fie și mai greu, că ăsta a fost prea ușor. Mamă, să moară băieții. Nope, nope, nope. Nope. Băieții, nu-i bine, nu-i bine. Deloc, deloc ce nu-i bine ce se întâmplă. Hai că trebuie să deschide mare cutie, nebun. Se duc toți bănuții și ne dă un boss kill. Aia zic, bro. Când vreodată. Uitați-vă cât ațintă avem, băieți. Uitați-vă, ce o zice ăla oare? Nope, nope, nope. Nu! Dude, ce se întâmplă? Guys, doar ce am deschis cutie și mai deschidem încă o dată, ne bată și am început atât de bine și ne nenorocesc ăștia, dude. Mamă, Gagniru. Ne dă una ca aia să vedem cât este. Deci 24 pentru 36. Te rog, bine. Mamă, de ce-l iubesc pe ăsta? Mâncam așa. E așa mai bătut de Dumnezeu, săracu. Dar tot joacă, îmi place. Mamă, să mă bată, mamă, că abia văd de țintă. Mâncam așa. O să crezi și sunt... Hai, claciul meu, claciul meu. O să cred. Dumnezeule mare. Deci, guys, se complică meciul. Efectiv, se complică meciul din ce în ce mai mult. Deci se complică meciul din ce în ce mai mult. Și nu-mi place, băieți. I-am dat capul ea. Este un Neo Revolution care este, cred că e mai scump ăsta, sau? De 24, ia să vedem. 29. Nu știu ce face asta, mamă, ăla e pe mid acolo. Mi-a dat hit. Mi-a dat și două hituri are de digă ăla. Nu vine pe mid. Dar mă încurcă cablul ăsta. Oh! Am 32 de secunde la dispoziție. Nu! 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 Bine! În ultima secundă! Gândiți-vă că următorul meci așa o să fie cu ținta asta. Dumnezeule mare cum s-a tras! Băi, frate, deci nu pot să cred că i-am dat efectiv, adică că am luat runda în ultima secundă, primim și 150, atenție, de mafii, nu știu ce sunt alea. Mamă, văd că ăla și-a cumpărat, îmi iau și eu deagle, băieți, îmi iau și eu deagle. Mamă, l-a bătut pe ăla, e runda noastră, hai. Come on, dude. Oh, headshot, Terinio. Thanks for playing, bro, have a nice day. Da, măi, guys, asta zic. Hai cu ran capul ăla frumos. Încă 4 meciuri și dăm, facem și noi 200 de meciuri. Bun. Aparent dorește lumea să ne jucăm pe Vertigo, guys. Hai să vedem cum o să fie aici pe Vertigo. Sunt tare, tare curios. Sper din suflet ca și meciul acesta să reușim să-l câștigăm și să nu mai murim. Pentru că, na, chiar îmi doresc să nu mai mor. Uitați-vă doar cât a ținta de... Vă dați seama că challenge-ul ăsta o să fie puțin mai greu. Pentru că eu, efectiv, trebuie să fiu atent la adversar. Dar nu prea-mi permite ținta. O să fie nebunie foarte, foarte mare și v-am spus și cu upgrade-urile. Mamă, ce tăpani am dat, săracu, nu înțelege nimica. Unde e nebunul? Unde ești nebunule? Treci în coace ca acești mari spray transfer. Mamă, ce capuri îmi dau ăștia, doamne, mă aruncă în aer. În același timp încerc să gândesc pozitiv și să câștigăm acest meci. Hai să o dăm pe mid frumos acolo, pe la Heaven. Stânga? M-a bătut! M-a bătut. Doamne, Dumnezeule, ce cam mi-am luat din prima rundă. Nu pot să cred așa ceva. Ne aruncă efectiv în aer băieții ăștia. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu vreau, nu vreau să mor în fiecare rundă. De acum acolo primim și 150 de astea la event acolo. Oricum le spargem pe toate acolo, poate de ceva forță. A luat ăsta mare rundă, guys. Mare, mare clace a făcut ăsta. Vereșeam, nu ce să fac. Eu mă impacientez pe bune. Mă speri că văd ținta asta, guys. Cum am spus, mi-am și cablul ăsta pușează, nu? Wow, clash, bine, era oricum meco. Deci credeți-mă că mai bine jucam fără țintă decât cu ținta mare, efectiv, n-ai cum. Mamă, nu pot să cred. La Heaven să nu fie. Da, măi, guys, hai că se poate, se poate. Puțin cam greu cu spray-ul ăsta pentru că nu prea aveți de țintă și se poate duce o glonță oriunde, poate să ricoșeze. O să cred că au cumpărat. În low. Oare unde o fi nebunul? What? S-a aruncat! What? E bine că mai deschidem cutia. Adică eu sunt mulțumit și fericit în același timp. Wow. Nu se poate, băieți. Prin smoke. Nu, 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 nu. Aș mecherit. E că stai că-ți dau și eu inimul. Opa. Nu prea văd acum, sincer vă zic.
Da, și smoke-ul pro. Ba nu, l-am dat bine. Da, vedeți că și el efectiv pușează, dude. Și acum vine cumva partea nașpa că eu stau AFK și deschid cutii și e cam nasolică, dar nu e problemă de război, băieți. Sper să măcar să apucăm să deschide, să ne loc cumpărăm ceva în area 20 de secunde. Ia să vedem un Legend of Anubis? Ba nu, un Golden Coil. Ia să vedem de cât e. Mamă, băieți, la fix am apucat să-mi cumpăr și eu. Pot să cred așa ceva cum am tras? Eu am vrut să-i dau tap, băieți, dar nu ai cum să dai tap. Băi, guys, e vorba între noi. Eu înțeleg că îi joacă bine, da. Dă un col de treabă, ne dă un deagle. Mamă, câte de astea aveam roșii, ești nebun pentru event acolo. 20. S-a dat și switch-ul, lol. Mamă, dar fix acum mi-am găsit și o să mor când se dă switch-ul. Încă 3 runde, guys, 3 runde. What, băieți? Iertați-mă pe mine că vă spun, dar ăștia chiar s-au activat, băieți. Adică, eu înțeleg că pe șustachis, dar... Mamă, un AK, bine pe AK ești de mult, bine rău pe AK. Nu știu dacă pe mid ori veni sau pe aici, prin site. Mamă, frate, ești nebun, el mă știe. El mă știe, guys, adică n-are nicio treabă, gen, știi? E chiar de apreciat că el mă știe mereu. Ne dă un M4-4 de împrerori, poate mai scump și ăsta, cine știe, 21. Hai să încercăm să jucăm puțin mai retras, băieți, mi-am cumpărat și eu. Bun. Îmi place că și îi joacă. Da, măi, asta zic. Bun. Îl luăm AK-ul frumos. Am jucat-o și eu puțin mai bine și am avut noroc că i-am dat capul ea. Am un molly pe mid. Nu, eu zic să stea side, el se uită heaven. Don't fight, bro. Celălalt. Lol. Sincer, era frumos dacă îi dădeam ante pe acolo. Chiar era mișto rău, dar n-a fost să fie, din păcate. Bun, hai să deschidem și cutia asta rapid aici, frumos. Un player tu. Doamne, ăștia să fie scump, că ne-a cam dat gherlici, nebun. Hai să ne luăm deagle, băieți. Armură. Stăm camp. What? The fuck? 60. Bă, mâncavaș, ne rup ăștia, dude, ne rup, te-a binelea, gen. Eu stau și afecat ce-i drept, ne rup rău de tot, man. Ne rup și nu vine să crești și nu știu ce să fac. Asta e problema cea mare, nu știu cum să reacționez. Celălalt. A, măi, asta zic, bine. Cu M4 poți trage mai bine apare dacă ai ținta mai mare. Asta zic, am luat și runda, bine, rău, bun. Chiar și cu ținta mare trebuie să câștigăm în capăt. La silver de aici, uitați-vă câta ținta e. N-am bănut, sorry, my brother. N-am bănut și pentru tine. Îmi plânge aici inima, îmi plâng copiii de foame. Am intrat acum, când am dat și molly și smoke. Când vreodată, mă, băieți, un smoke frumos, elegant cât de cât. Am stat frumos la smoke. Interesant că nu m-au văzut acolo și nu se așteptau. Am prins o linie frumoasă. Am avut 16 fraguri, n-am dat nici rank cap. Suntem prieteni cu toții. Haideți să vedem câți bănuți avem, băieți, în momentul de față. 255, nu prea suntem în casă. Hai să deschidem și noi o cutie mai scumpă. Vedem tot ce am, ce avem aici. Mamă, mai avem nevoie de foarte, foarte puțin. De asta că facem noi mare manevră, ca să spunem așa. Băgăm aici câte avem, 3820. O am jucat, ajunge pe astăzi două meciuri forță. Eu zic că suntem casă. Deschidem și o cutie mai scumpă. Aici vedem ce ne dă. Mamă, ceva de 6 e casă. Îi deschidem noi cutia de $400. Mergem mai jos. Ia să vedem unde e cutia noastră preferată. Un bloodshot și băgăm și un update. Un bloodshot. Hai să vedem aici, băieți. Let's go. Hai cu ceva ceva foarte, foarte bun. Un talon slaughter. Dacă ar ambit-o la ce zicea, băieți. Ia să vedem cât este ăsta. 375. Nu e atât de rău. Eu zic că putem să-l forțăm chiar la un 5. Cât ar fi? Încercăm la un haul, băieți. Hai să încercăm la un haul. Și, mamă, n-a fost să fie. Măcar am încercat, băieți. Era chiar de apreciat, sincer vă spun, să luăm. Guys, cam ăsta a fost episodul. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată susținerea acordată, pentru toată atenția acordată, desigur. Pentru mine a semnat foarte, foarte mult. Eu sper că v-a plăcut challenge-ul ăsta. Dacă vreți și dacă se strâng foarte multe like-uri, poate din episoadele viitoare o să încercăm și în compe, de ce nu? Că o să ne mărim țita de fiecare dată când murim cu 10, de exemplu, nu cu 5, cum a fost acum, cu 10. Și eu zic că ar fi chiar forță cum ar veni, pentru că acolo sunt și mai multe deaths-uri, e mult mai mare șansa de a muri decât a trăi, ca să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult de fiecare like, de fiecare vizionare. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Bye, bye!